ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi o să vă prezint un lucru un pic mai interesant. În luna aceasta, când apicultorii sunt năpădiți de păduchi, eu nu mai am această grijă, folosind diferite substanțe chimice, cancerigene și toxice pentru om, eu, precum știți, am folosit uleiurile esențiale, rezultatele sunt foarte bine. Am ajuns în situația în care în luna august, când în majoritatea cazurilor aveți câte 100-150 de păduchi în stoc, eu nu mai am această grijă. Bun. Fiindcă am reușit să fac acest lucru, am alte gânduri acum. Adică în luna aceasta pot să îmi concentrez activitatea pe alte lucruri. Și iată ce lucru frumos pot eu să fac în acest timp. Deci ce avem aici? Probabil nici n-ați observat nimic. Nici nu se observă. Aici avem diafragmele cu sită. Iată ce... Aceasta este diafragma de sită. Deci aveți nevoie pentru această lucrare de această diafragmă. Podișor cu sită, nu diafragmă. Iar aici avem o plasă specială. O plasă care colectează propolisul într-o stare pură. Este propolis cel mai ecologic posibil, mai ales că n-am folosit niciun fel de substanță. Dumneavoastră în această perioadă nu o să puteți face așa ceva, fiindcă veți folosi varachet. Varachetul are amitraz care este cancerigen, iar propolisul este un absorbant foarte, foarte bun de chimicale. Eu, folosind uleiurile esențiale, nu am această problemă și voi obține propolisul într-o stare pură. Iată cum se vede aici. Aici este propolis. O să dureze. Ei au început aici să depună, iată, la fiecare acest interval. Va fi plin cu propolis. O să îndoi un pic plasa, eu nu o să o deranjez. Este o colonie care nu necesită niciun deranj. Iată, aici avem doar propolis curat, frumos. Un propolis alb, roșcat, alb, depinde cum, ce, pe unde au găsit ea. Iată și aici avem aici apus, iată ce frumos a pus și aici. Nu avem decât să colectăm propolisul timp de 2 luni de zile. Eu folosesc în formă de test, e un test pentru anul viitor, dar e un lucru foarte bun. Iată, așa, atât am vrut să vă prezint cum putem colecta propolis și, în cazul meu, un propolis de înaltă calitate, fără a se găsi și alte substanțe chimice în acest propolis. Cei care, este a 2 luni anul trecut, apicultorii au dat și 11 tratamente cu varachet, nu poate să dea spre consum acest propolis, vă dați seama, este foarte toxic dacă ar băga, să zicem așa, la un consum uman. N-ați putea să-l folosiți pentru uz uman, fiindcă ar fi toxic. Bun. Cam atât am avut de prezentat în acest caz. Până la următorul film, numai bine!